tată bogat, tată sărac. Capitolul 2, continuarea. Și la capitolul 2, fraților, am avut... Ziceți voi ce am avut. Nu ziceți și voi careva ce am avut? Cred că am avut... Ce... Da! Lecția întâi, cei bogați nu muncesc pentru bani. Iar acum trecem la continuare. Partea 3 la tata bogata tata sărac, la audiobook. Lecția numărul 1. Cei bogați nu muncesc pentru bani. Nu i-am spus tatălui meu sărac că am muncit gratis. El n-ar fi înțeles și nu voiam să încerc să explic ceva ce nu înțelegeam nici eu prea bine. Vreme de încă trei săptămâni, hă, hă. mai și cu mine am muncit în fiecare sâmbătă trei ore pe gratis. Trei ore pe gratis. Nu mă deranja că munceam și devenise o simplă rutină, deci era mult mai simplu. Ceea ce mă enerva însă era că nu mai puteam merge la meciurile de baseball și nu mai puteam cumpăra albumele de benzi desenate. Tatăl cel bogat a trecut pe la mine în cea de-a treia săptămână, pe la ora prânzului. Am auzit când a oprit camioneta în parcare și a oprit motorul. A intrat în magazin, a salutat-o pe doamna Martin îmbrățișându-o. După ce a aflat cum merg lucrurile la magazin, s-a dus la vitrina cu a luat de acolo două bucăți, le-a plătit și ne-a făcut semn mie și lui Mike. Băieți, haideți să mergem la plimbare. Am traversat strada, evitând câteva mașini și străbătând un câmp mare, înverzit, unde jucau fotbal câțiva adulți. Ne-am așezat la o masă de picnic izolată și atunci ne am întins înghețatele mie și lui Mike. Cum merge, băieți? Bine, spuse Mike. Am dat și eu din cap confirmând. Ați învățat ceva deja? A întrebat tatăl cel bogat. Mike și cu mine ne-a privit unul pe celălalt, am ridicat din umeri și am dat din cap la unison. Evitarea uneia dintre cele mai mari capcane ale vieții. Ei bine, băieți, ar trebui să începeți să vă concentrați serios. Sunteți confruntați cu una dintre cele mai importante lecții ale vieții. Dacă o veți învăța, vă veți bucura de multă libertate și de siguranța zilei de mâine. Dacă nu o veți învăța, veți sfârși ca doamna Martin și ca majoritatea celor care joacă fotbal aici în parc. Ei muncesc din greu pe o nimica toată, făcându-și iluzii ca o slujbă sigură și așteptând cu nerăbdare concediul anual de 3 săptămâni și o pensie amărâtă după pe 45 de ani de muncă. Dacă această perspectivă vă încântă, am să vă măresc plata la 25 de cenți pe oră. Dar aceștia sunt niște oameni foarte muncitori. De ce vă bateți joc de ei? Am întrebat. Pe chipul tatălui cel bogat a încolțit un zâmbet. Doamna Martin, Martin este ca o mamă pentru mine. Niciodată n-aș face una ca asta. Poate părea o cruzime. Că fac tot posibilul și vă demonstrez un anumit lucru. Vreau să-mi explic punctul de vedere că ca să înțelegeți ceva ceva ce majoritatea oamenilor nu au ocazia să constate pentru că au o perspectivă mult prea îngustă. Mulți nu-și dau seama de capcana în care se află. Lui Mike și mie nu ne era prea clar acest mesaj. Părea o cruzime și totuși ne dădeam seama că își dorea cu disperare să ne facă să pricepem ceva. Zâmbind, tatăl cel mi-a spus Nu vi se pare tentant să căpătați 25 de cenți pe oră?" Nu vă stimulează ideea? Am, am, dat din cap că nu. Dar realitatea era alta. Pentru mine ar fi însemnat foarte mult. 25 de cenți pe oră. 25 de cenți pe oră. Bine, am să vă dau un dolar pe oră. Răspunsese tatăl cel bogat cu un rânjet și ret. Simțeam că îmi sare inima din piept. Creierul meu parcă îmi striga, acceptă, acceptă. Nu venea să-mi urechilor, totuși n-am spus nimic. Bine, 2 dolari pe oră. Creierașul și inimioara mea de 9 ani aproape că au explodat. Dar dreptul când am auzit asta, ne aflam în 1956 și dacă aș fi fost plătit cu 2 dolari pe oră, aș fi fost cel mai bogat copil din lume. Nici nu îmi puteam imagina că aș putea câștiga atâția bani. Aș și vrut să spun da, îmi doream o asemenea înțelegere. Parcă și vedeam o bicicletă nouă, o mănânșă nouă de baseball și admirația prietenilor în momentul în care m-aș fi jucat cu atâția bani gheață. În plus, Jimmy și toți prietenii lui bogați n-ar fi putut niciodată să spună despre mine că sunt un sărăntoc. Și totuși nu știu cum s-a făcut, dar n-am scos niciun sunet. Poate că inima mea se supraîncălzise și să vreo siguranță. Dar în adâncul sufletului îmi doream nespus acești 2 dolari pe oră. Înghețata se topise și mi se scur scurgea pe mână. Bățul se dezgolise complet de pe... și pe jos se arunc, se adunase un amestec de zeamă de vanile cu ciocolată de sebu, de care se bucurau furnicile. Tatăl cel bogat se uita la mine și la cei doi băieți care, care îl priveau cu ochii mari și cu mintea goală. Știa că ne testează și știa că avea nevoie să trezească aceste sentimente în noi. Știa că, în orice om are, că orice om are slăbiciunile lui și că poate fi parțial cumpărat. Și mai știa că orice om, în egală măsură, nu poate fi niciodată cumpărat în anumite privințe. Se punea problema care parte va rezista mai mult. Testase mii de suflete în viața lui. Le pusese la încercare de fiecare dată când cineva dădea un examen cu el pentru o slujbă. Bine, 5 dolari pe oră. 5 dolari pe oră. Dintr-o dată m-a cuprins o tăcere adâncă, ceva se schimbase. Oferta era prea mare și devenise caraghiasă. Puțini adulți, adulți câștigau pe atunci 5 dolari pe oră. Espita dispăruse și se reinstalase calm. Usurel m-am întors spre stânga să mă uit la Mike. S-a uitat și el la mine în sfârșit acea parte a sufletului meu dispusă să cedeze amuțise, preluase controlul a acea parte care nu putea fi cumpărată, se instalaseră în mintea și în sufletul meu un cal și o certitudine în privința banilor. Mi-am dat seama că și maica ajunsese în același punct. Bun, zise tatăl cel bogat cu blândețe. Aproape toți oamenii au un preț. Și asta din pricina fricii și a locumiei. Mai întâi teama de a rămâne fără bani ne motivează să muncim din greu și odată ce primim leafa, lăcomia sau dorința ne face să ne gândim la tot felul de lucruri pe care le-am putea cumpăra. Atunci se creează un anumit tipar. Ce tipar? Am întrebat. Tiparul conform căruia se trezesc, merg la muncă, își plătesc facturile, se trezesc, merg la muncă, își plătesc facturile, din acel moment, viața lor este pentru totdeauna prada fricii și a lăcomiei. Dacă le ofer mai mulți bani, ei vor continua acest ciclu. Pentru că își vor spori cheltuielile. Asta e, este ceea ce eu numesc <fixi> cursa șobolanului. Există și o altă cale? A întrebat Mike. Da! A spus tatăl cel bogat fără să grăbească. Dar puțin o găsesc. Și că? Și care ar fi aceasta? A întrebat Mike. Ei bine băieți, sper că aceasta să fie cea pe care o gă veți găsi muncind și studiind alături de mine. De asta nu vă mai plătesc. Și care e ideea? A întrebat Mike. Ne-am cam săturat să muncim din greu, mai ales pe degeaba. Ei bine, primul pas ar fi sinceritatea, spuse tatăl cel bogat. Dar noi, am minț... dar noi nu am mințit, dar noi nu am mințit, am zis. N-am spus că ați mințit, am spus să spuneți adevărul, mi-a replicat tatăl cel bogat. În ce privință? am întrebat. Referitor la ceea ce simțiți, a spus tatăl cel bogat, în cel bogat. Nu trebuie să o spuneți altcuiva decât vă o înșivă. Vreți să spuneți că oamenii din parc, cei pe, care muncesc pentru dumneavoastră, doamna Martin, ei, toți nu fac asta? Am întrebat. Mă îndoiesc, spuse tatăl cel bogat. În schimb, trăiesc cu teama lipsei banilor. În loc să se confrunte cu această frică, ei reacționează și nu gândesc. Reacționează emoțional în loc să-și pună capul la contribuție. Spuse tatăl cel bogat mângâindu-ne pe cap. După care se aleg cu câțiva bănuți și din nou pun stăpânire pe ei bucuria, dorința și lăcomia. De a de la capăt și din nou reacționează în loc să gândească. Deci, sentimentele iau locul în gândire, spuse Mike. Exact! zise Tatăl Cel Bogat, în loc să recunoască adevărul în privința sentimentelor lor, ei reacționează în raport cu ele și nu reușesc să mai gândească. Ei simt frica și merg la muncă, sperând că banii vor scăpa de frică, dar lucrurile nu stau așa. Această teamă veche. De când lumea îi bântuie și se întorc la muncă, sperând din, nou să fac, sperând din nou ca banii să le calmeze temerile și din nou așa ceva nu se întâmplă. Frica i-a împins în această capcană și muncesc din pricina ei. Câștigă bani, muncesc, iar câștigă bani, tot în speranța că vor scăpa de frică. Dar în fiecare dimineață, de cum se scoală, frica de o viață se trezește odată cu ei Milioane de oameni nu pot dormi din cauza fricii, noaptea transformându-se într-o veșnică frământare și se trezesc și merg la muncă, sperând ca aleafa să ucidă pentru totdeauna teama chinuitoare din sufletul lor. Ei sunt la che remul banilor și refuză să recunoască asta. Banii dețin controlul asupra sentimentelor lor, dar și dar și asupra sufletelor lor. Tatăl cel bogat cu, așteptând ca vorbele lui să-și facă efectul. Mike și cu mine au zisem ce spusese, dar nu înțelesesem prea bine despre ceea ce era vorba. Știam doar că mama întrebată întrebat adestea de ce adulții se grăbesc atâta să ajungă la slujbă. Nu părea să fie nimic amuzant și nu părea, nu părea prea fericiți. Totuși ceva îi determina să meargă repede despre serviciu. Dându-și seama că am reținut că se, cât, cât se poate din ceea ce ne povestise, tatăl cel bogat a spus Băieți, aș vrea ca voi să evitați această capcană. Asta aș vrea de fapt să vă învăț nu doar să fiți bogați, pentru că bogăția nu rezolvă problema. Nu? Am întrebat eu mirat. Hmm. Nu. Dar lăsați-mă mai întâi să termin de vorbit despre cel de-al doilea se sentiment, cel al dorinței. Unii spună lă lăcomie, dar eu prefer să-i zic dorință. E normal să-ți dorești ceva mai bun, mai frumos, mai amuzant și mai palpitant. Oamenii muncesc pentru bani și din pricina dorinței. Ei doresc bani din cauza. Lucrurile pe, de care s-ar putea bucura și pe care le-ar putea astfel cumpăra. Dar bucuria pe care o aduc banii este adesea scurtă. Pentru că foarte când vor avea nevoie de alți bani pentru mai multă bucurie, mai multă plăcere, mai mult confort și mai multă siguranță. Și atunci continuă să muncească gândindu-se că banii, le vor domni astfel le vor domoli sufletul tulburat de frică și de dorință. Dar banii nu pot face asta. Nici în cazul oamenilor bogați? Întreabă Mike. Nici măcar în cazul lor, spuse tatăl cel bogat. De fapt, motivul pentru care mulți oameni sunt bogați nu este dorința, ci frica. Ei cred că banii pot îndepărta frica lipsei de bani, frica de sărăcie și astfel adună averi întregi ca să descopere că tot nu scapă de frică. Pentru că acum se tem să nu piardă acești bani. Am prieteni care continuă să muncească, deși au o grămadă de bani, știu oameni care au milioane și care acum se tem mai mult decât atunci când erau săraci. Se tem să nu își piardă toți banii. Temerile care i-au făcut să se îmbogățească se accentuează. Sufletul acela plin de slăbiciuni este tot mai disperat. Nu vor să-și piardă casele cele mari, mașinile sti și stilul de viață asigurat de bani. Își fac grijă în legătură cu ceea ce ar putea gândi prietenilor dacă și-ar pierde toți banii. Mulți sunt disperați și se îmbolnăvesc de nervi. Chiar dacă par bogați și au o mulțime de bani, deci omul, sărac este, deci, omul sărac este mai fericit? Am întrebat eu. Am întrebat eu. Nu, nu cred. Mi-a răspuns tatăl cel bogat. Evitarea banilor este tot o formă de psihoză. Ca și atașamentul exagerat față de ei. Și ca, de exemplu, și ca exemplu imediat a trecut pe lângă masa la care ne aflam și ca exemplu imediat a trecut pe lângă masa la care se afla cercetătorul orașului, care tocmai adunau într-o cutie toate resturile. Toți trei ne-am uitat la el cu mult interes, în vreme ce altă dată probabil că nici nu l-am fi băgat în seamă. Tatăl cel bogat a scos din portofel un dolar și l-a arătat bătrânului. Văzând banul, cerșetorul a venit imediat, a luat bagnota, i-a mulțumit, a păsat tatălui bogat și a plecat entuziasmat de mica lui avere. El nu este cu mult diferit de majoritatea angajaților mei, spuse el tatăl cel bogat. Am întâlnit atâția care spun, a, nu mă interesează banii și totuși sunt dispus să muncească 8 ore pe zi. Aceasta este negarea realității. Dacă nu i-ar fi interesat cu adevărat banii, atunci de ce mai muncesc? Acest tip de gândire este probabil mai bolnav decât al, perso decât al persoanei care economisește bani pe ascuns. Cum stăteam și îl ascultam pe tatăl cel bogat, mi-am amintit de nenumăratele ocazii în care propriul meu tată spuse, spusese la rândul lui Nu mă interesează banii, o zicea deseori. Și apoi se justifica adăugând Muncesc pentru că îmi iubesc meseria. Și atunci ce e de făcut? Am întrebat. Să nu muncim pentru bani până ce nu dispare și ultima urmă de teamă și de lăcomie? Nu, asta ar fi o pierdere de vreme, spuse tatăl cel bugan. Sentimentele ne fac oameni, ne fac să existăm. Cuvântul sentiment denotă o energie în mișcare. Fii sincer în privința sentimentelor și folosește-ți inteligența și sentimentele în favoarea ta și nu potriva ta. Wow! zise Mike. Nu fiți preocupați prea tare de ceea ce v-am spus. O să înțelegeți mai bine cu timpul. Încercați doar să observați și nu să reacționați la sentimentele voastre. Majoritatea oamenilor nu știu că, de fapt, sentimentele gândesc în locul lor. Sentimentele sunt sentimente, dar trebuie să învățați să gândiți singuri. Ați putea să ne dați un exemplu? Am întrebat. Ați putea să, Ați putea să ne dați un exemplu? Am întrebat. Desigur! Mi-a replicat tatăl cel bogat. Când o persoană spune, trebuie să-mi găsesc o slujbă. Mai mult ca sigur că ea se gândește emoțional. Frica de a nu avea bani generează acest gând. Nu înțeleg, spuse Mike. Uh, de exemplu, spuse tatăl cel bogat, Când li se trezește teama de a nu avea bani, în loc să dea fuga să-și ia o slujbă pentru a câștiga ceva bănuți, care să le liniștească teama, ar putea să-și pună următoarea întrebare. Oare slujba asta este cea mai bună soluție pe termen lung pentru a-mi pune capăt fricii? După părerea mea, răspunsul este nu! Mai ales atunci când ai o privire de ansamblu asupra vieții. Slujba este de fapt o soluție pe termen scurt pentru o problemă pe termen lung. Dar tatăl meu spune mereu, vezi de școală și ia note mare ca să-ți găsești o slujbă sigură. Am grăit eu oarecum dezorientat. Da, înțeleg de ce spune asta. Zise gentil tatăl cel bogat. Majoritatea oamenilor îți recomandă asta și li se pare cea mai bună idee. Dar oamenii fac această recomandare în primul rând din frică. Credeți că tata spune asta pentru că este frică? Da, spuse tatăl cel bogat. Este îngrozitor că nu vei fi în stare să câștigi bani. Și să te adaptezi în societate, să nu mă înțelegi greșit. Te iubești și vrea tot ce e mai bun pentru tine, și cred că teama sa este justificată. Studiul și o slujbă sunt foarte importante, dar nu rezolvă teama. Vezi, de, vezi tu teama care îl face pe el să se trezească în fiecare dimineață ca să câștige câțiva dolari, este aceeași cu teama. Care îl face să fie atât de neclintit când îți cere să te duci la școală? Și atunci ce îmi recomandați? Am întrebat. Vreau să vă învăț să stăpâniți puterea banilor. Să nu vă temeți de ei. Și asta nu vi se predă la școală. Dacă nu veți învăța asta, veți deveni robii banilor. Robii banilor, vă în sfârșit avea o logică. Dorea să ne lărgească perspectiva. Să vedem ceea ce doamna Martin nu putea să vadă, ca de altfel nici angajații lui și nici... În sfârșit avea o logică. Dorea să ne lărgească perspectiva, să vedem ceea ce doamna Martin nu putea să vadă, ca de altfel nici angajații lui și nici chiar tata. El folosea exemple ce păreau foarte cinice pe vremea aia, dar nu ne am uitat niciodată. În acea zi, perspectiva mea s-a lărgit și am început să văd capcana în fața căreia se aflau cei mai mulți oameni. Vedeți voi, cu toții suntem în cele din urmă angajații cuiva, doar că lucrăm la niveluri diferite, spuse tatăl cel bogat. Aș vrea, băieți, să aveți ocazia să evitați această capcană. Capcana creată de cele două sentimente, frica și dorința. Folosiți-le în favoarea voastră și nu împotriva voastră. Asta vreau eu să vă învăț. Nu mă interesează să vă spun doar cum să faceți grămezi de bani. Asta nu vă va ajuta să vă stăpâniți frica sau dorința. Dacă nu vă veți stăpâni mai întâi frica, și dorința și vă veți îmbogăți, nu veți fi, altcine, nu veți fi altceva decât niște sclavi bine plătiți. Cum putem evita capcana? Atunci am întrebat. Principala cauza sărăciei sau zbaterii din marazmul financiar o reprezintă teama și neștiința și nu economia sau statul sau cei bogați frica cu care se intoxică in, in, frica cu care se intoxică pe ei înșiși și ignoranța sunt cele care îi țin pe oameni în capcană voi băieți mergeți la școală luați-vă diplome și eu am să vă învăț să nu cădeți în capcană. Începuseră să se ivească piesele acestui puzzle. Puzzle. Tatăl meu cu multă școală avea multe diplome și o carieră minunată. Dar școala nu nu învățase cum să se descurce cu banii sau cu temerile sale. Mm devenea clar că eu puteam învăța lucruri diferite și foarte importante de la ambitați. Ne-ai vorbit despre teama de a nu avea bani, dar cum ne afectează gândirea această dorință de bani? A întrebat Mike. Ce ați simțit atunci când v-am ispitit cu o creștere a salariului? Ați băgat de seamă cum vi se trezește dorința? Am dat din cap, amândoi. Faptul că nu ați cedat sentimentelor, și că ați fost în stare să vă amânați reacția și să, vă gând și să gândiți temeinic, a fost lucru cel mai important. Asta contează. Întotdeauna vom avea sentimente de teamă și de lăcomie. De aici încolo, cel mai important lucru. Pentru voi este să vă folosiți aceste sentimente în avantajul vostru. Iar pe termen lucru, să nu le lăsați să pună stăpânire pe gândirea voastră. Majoritatea oamenilor folosesc teama și lăcomia potriva lor. Acesta este punctul de pornire al ignoranței. Majoritatea oamenilor își trăiesc existența într-o permanentă goană după leafă, după mărirea salariului, după o slujbă sigură, tocmai din pricina acestor sentimente de dorință și de teamă, ei nu se întreabă pentru asta, ei nu se întreabă realmente încotro îi poartă aceste gânduri stăpânite de sentimente. Pentru asta ar fi potrivită imaginea unui măgăruș care trage o căruță atâta vreme cât stăpânul său îi trece pe la nas un morcov. Stăpânul măgărușului ajunge unde vrea, în schimb animalul aleargă mereu după o iluzie. Mâine va fi încă un morcov pentru măgăruși. Vrei să spui că atunci când mă gândesc la o maș mănușă nouă de baseball, la bomboane și la jucării, toate acestea sunt echivalentul morcovului pentru măgăruș? Îmi treabă, Mike. Da! Și pe măsură ce creștesc, jucările devin tot mai costisitoare. O mașină nouă, o, o, o embarcațiune și o casă mai mare pentru a impresiona pe prieteni, spuse tatăl cel bogat în mine. Frica te împinge de la spate, iar dorința te ademenește către stânci și acolo te așteaptă capcana. Și atunci, și atunci care e răspunsul? Întreabă Mike. Ignoranța este cea care intensifică teama și dorința. De aceea unii oameni sunt bogați, cu mulți bani, se tem din ce în ce mai mult pe măsură ce se îmbogățesc, banii sunt morcovul lor. Iluzia. Dacă măcărușor ar putea avea o perspectivă de ansamblu, s-ar gândi mai mult dacă să țină, dacă să se țină sau nu după morcov. Tatăl cel bogat continua argumentarea faptului că viața oamenilor, oamenilor este o luptă între ignoranță și iluminare. El ne-a spus că în momentul în care o persoană nu mai caută să aibă cât mai multe informații despre sine, nu mai încearcă să se cunoască, se instalează ignoranța. Această luptă este o decizie clipă de clipă a să deschizi sau să închizi mintea cuiva. Uitați ce e. Școala este extrem de importantă. Mergeți la școală pentru a învăța o profesie sau o meserie și pentru a contribui la bunul mers al societății. Oricine, oricine are nevoie de profesori, doctori, mecanici, artiști, bucătari, oameni de afacere, ofi ofițeri de poliție, pompieri, soldați. Școala îi formează astfel încât societatea noastră să se dezvolte și să, și să prospere, spuse tată cel Bogat. Din păcate, pentru cei mai mulți oameni, școala este sfârșitul și nu începutul. S-a așternut o lungă trecere, Tatăl cel Bogat zâmbea N-am înțeles pe loc tot ce îmi spunea în ziua aceea, dar așa cum se întâmplă cu mari profesori, cuvintele lui au continuat să mă călăuzească ani de zile, chiar și multă vreme după ce el n-a mai fost și mă însoțesc și acum. Am fost, am fost puțin cam crud astăzi, spuse tatăl cel bogat. Dar am avut un motiv pentru asta. Am vrut să nu uitați niciodată această discuție. Să vă gândiți mereu la doamna Martin, să vă gândiți mereu la măgăruși, să nu uitați niciodată că aceste două mari sentimente, teama și dorința, vă pot împinge în cea mai mare capcana a vieții voastre, dacă nu veți conștientiza că ele dețin controlul asupra gândirii voastre. Crud este, să zicem, să vă petreceți viața trăind în frică, fără a vă explora visele până la capăt, să munciți din greu pentru bani, crezând că banii pot să vă procure acele lucruri, acele lucruri care vă, vă vor aduce fericirea Așa este tot o formă de cruzime. Să vă treziți în, grozi... să vă treziți în toiul nopții speriați că nu aveți cu ce să vă plătiți facturile. Este un mod îngrozitor de a trăi. Să trăiți o existență în care lafa pe care o câștigați să aibă ultimul cuvânt nu este o viață adevărată. A crede că o slujbă îți poate da sentimentul de siguranță înseamnă a te minți singur. Acesta este un lucru crud și acesta e, aceasta este capcana pe care aș vrea să o evitați cât, pe cât se poate. Am văzut cum banii pun stăpânire pe viețile oamenilor. Nu acceptați să vi se întâmple una ca asta. Nu lăsați ca banii să vă conducă destinul. Sub masa noastră s-a rostogolit 1000. Sub masa noastră s-a rostogolit o minge. Tatăl cel bugat a ridicat-o și a aruncat-o înapoi. Dar ce legătură are ignoranța cu lăcomia și teama? Am întrebat. Ignoranța în privința banilor este ceva? Este cea care duce la atâta locomie și la atâta teamă? Spuse tatăl cel bugat. Să vă dau câteva, câteva exemple. Un doctor care dorește tot mai mulți bani pentru bunăstarea familiei sale, mărește onorariul consultației. Mărindu-l, face ca prețul îngrijirilor medicale să crească pentru toată lumea. Asta îi asta afectează cel mai tare pe oamenii săraci, care în general au o sănătate mai precară decât cei cu bani. Pentru doctor își măresc onorariul și îl măresc și avocații, când onorariul avocaților crește, profesorii de școală doresc o mărire de leafă care duce la creșterea impozitelor noastre și așa mai departe. Curând se va crea o prăpastie atât de mare între cei bogați și cei săraci încât va izbucni haosul și o altă civilizație importantă se va prăbuși. Marile civilizații s-au prăbușit atunci când diferența dintre cei care aveau și cei care nu aveau a devenit prea mare. America se află pe același drum, dovedind încă o dată că istoria se repetă, pentru că nu învățăm nimic din istorie. Noi doar memorăm datele istorice și numele, dar nu și lecțiile pe care istoria ni le dă. Dar nu e normal ca prețurile să crească? Am întrebat eu. Nu! Nu știi, într-o societate educată, bine condusă de guvern, prețurile ar trebui să scadă. Ar trebui chiar să scadă. Sigur că adesea este lucru, sigur că adesea acest lucru e valabil doar în teorie. Prețurile cresc din pricina lăcomiei și a fricii la care se ajunge din ignoranță. Dacă în școli s-ar învăța despre bani, aceștia ar fi mai mulți și prețurile ar scădea, dar școlile este concentrată să învețe pe oameni doar să muncească pentru bani și cum să canalizeze puterea banilor. Dar nu există și școli speciale de afaceri? Întreabă Mike. Nu mi sugerai tu să merg la o școală de afaceri ca să-mi iau masteratul? Da! Spuse tatăl cel bogat. Dar mult prea adesea școlile de afaceri formează doar angajați care nu sunt altceva decât niște contabili mai sofisticați. Și ferească Dumnezeu, Dumnezeu, să miezou, așa, Miezeu, să preiau afacerea asemenea contabili mărginiți. Ei nu fac altceva decât să analizeze cifrele, calamate, să concedeze din angajați și să omoare afacerea. Rip afacere. Știu asta pentru că am avut și eu de-a face cu ei. Se gândesc cum să reducă mai bine costurile, să crească prețurile... <laughs> ceea ce duce la și mai multe probleme. Oh, oh. Chiar că e mai bine să ți zici o coteala măcar, dar știa asta cât mai mulți oameni, dar nu este totul. Trebuie o privire de ansamblu. Adaugă. Trebuie o privire de ansamblu. Adaugă furios tatăl cel bogat. Și există vreun răspuns? Întreabă Mike. Da! Da! Spuse tatăl cel bogat, învățat să vă folosiți sentimentele pentru a gândi și nu gândiți cu sentimentele. Când ați reușit, băieți, să vă stăpâniți sentimentele, acceptând să munciți gratis mai întâi. Acceptând să munciți gratis mai întâi, mi-am dat seama că aveți speranțe. După care v-ați lăsat iarăși prea de sentimentelor, atunci... Când v-am ispitit cu mai mulți bani. Dar până la urmă ați învățat să gândiți în ciuda încărcăturii emoționale. Acesta este primul pas. De ce este atât de, ce este atât de important acest pas? Am întrebat, asta trebuie să descoperiți singur, dacă vreți să învățați asta, băieți, vă voi duce pe un drum spinos, într-un loc pe care to aproape toată lumea levită. Vă voi duce în acel loc de care se teme aproape toată lumea. Dacă veți merge alături de mine, veți renunța la ideea de a munci pentru bani și veți învăța în schimb să puneți banii să muncească pentru voi. Și cu ce o să ne alegem dacă mergem cu dumneavoastră? Sau dacă acceptăm să, să învățăm de la dumneavoastră? Cu ce o să ne alegem? L-am întrebat. Da, spuse Tatăl Cel Bogat, este drumul spinilor care sunt temerile și lăcomia noastră trecând peste frică, înfruntând locomia, slăbiciunile și nevoile noastre. Aceasta este calea de scăpare, iar scăparea vine prin gândire și alegându-ne gândurile. Să ne alegem gândurile? Întreabă Maicului. Da! Să alegem lucrurile pe care le gândim și să nu reacționăm la sentimentele noastre. În loc de asta, oamenii se pur și simplu, și merg la muncă pentru a-și rezolva problemele. Teama că nu vor avea bani cu care să-și plătească facturile îi sperie. Gândirea presupune un timp în care să spui întrebări, ceva de genul, Oare a muncit din greu este cea mai bună soluție la această problemă? Majoritatea oamenilor sunt atât de îngroziți încât nu sunt în stare să-și mărturisească acest adevăr că teama este cea care îi controlează și nu ai pot să gândească în schimb dau fuga repede pe ușă, comanda este la sperietoare asta înțeleg eu prin a alege gândurile și cum facem? și cum să facem asta? a întrebat Mike tocmai asta am să vă învăț eu Vă puteți alege dintre gândurile voastre și să nu aveți reacții impulsive, cum ar fi băutul cafelei dimineața și alergatul repede pe ușă. Nu uitați ce v-am spus mai înainte. O strujbă este doar o soluție pe termen scurt pentru o problemă pe termen lung. Majoritatea oamenilor au un gând. O singură problemă și aceasta este pe termen scurt. Facturile de la sfârșit de lună. Sperietoarea! Sperătoare! În acel timp, banii dețin controlul asupra, asupra vieților sau mai degrabă teama și ignoranța în privința banilor. Asupra vieților. Sau mai degrabă teama și ignoranța în privința banilor. Astfel încât, așa cum au făcut și părinții noștri, se trezesc în fiecare dimineață. Și se duc la o muncă pentru bani. Aha. Nu mai apucă să se întrebe. Există oare și altă soluție? Sentimentele le controlează gândirea și nu mai gândesc cu capul. Sentimentele le controlează gândirea și nu mai gândesc cu capul. Poți să-mi spui care este diferența dintr-o gândire emoțională și una cu capul? Întreabă Mike. Sigur că da! Mereu aud asta! Spuse tatăl cel bogat. Mereu aud ceva de genul Păi, toată lumea trebuie să muncească! Sau, cei bogați sunt excroși cu toții! Sau, am să-mi iau altă slujbă! Merit o mărire de lafă! Nu se poate să mă tratați așa, domne! Sau, îmi place slujba asta pentru că este una sigură! În loc să spună, oare îmi scapă mie ceva? Ultima întrebare duce la o blocare a gândirii emoționale și îți dă ocazia să gândești limpede. Trebuie să recunosc că era o lecție importantă. Și anume să-ți dai seama când cineva vorbește emoțional sau rațional. Era o lecție care mi-a fost de folos tot restul vieții, mai ales atunci când la rândul meu am vorbit mâna de o reacție emoțională și nu de o gândire limpede. La întoarcerea spre magazin, tatăl cel bogat ne-a explicat că oamenii bogați chiar fac bani. Nu muncesc pentru ei, el ne-a mai spus că atunci când Mike și cu mine am făcut monedele la acelea din plumb, crezând că astfel, astfel facem bani, eram aproape Eram foarte aproape de felul de a gândi al celor bogați. Singura problemă e că era ilegal ceea ce făcusem noi. Pentru stat și bani și este legal. Dar nu și pentru noi. El ne-a explicat că pentru a face bani există căi legale și căi ilegale. Tatăl cel bogat a continuat prin a ne explica a ne explica faptul că oamenii bogați știu că banii sunt doar o iluzie, exact ca în povestea cu morcovul pentru măgăruș. Doar din cauza fricii și a lăcomiei, iluzia banilor reușește să funcționeze pentru miliarde de oameni care și imaginează că banii sunt ceva real. Banii sunt o născo născocire. Doar din cauza iluziei încredere și a ignoranței maselor, acest castel din cărți de joc nu s-a prăbușit încă. De fapt, spuse el, din, mai mult, din multe puncte de vedere, morcovul măgărușului e chiar mai valoros decât banii. E mai valoros decât banii? El ne-a povestit despre faptul că aurul e standardul valorii banilor în America și că orice bagnotă este un bon de valoare acoperit în argint. Era preocupat de zvonul potrivit căruia într-o bună zi nu va mai exista standard în aur și că dolarii noștri nu vor mai fi bonuri de valoare acoperite în argint. Când se va întâmpla asta, băieți, o să fie o nenorocire cei săraci, cei din pătura de mijloc și cei fără carte își vor distruge existența își vor distruge existența pur și simplu pentru că vor continua să creadă că banii sunt ceva real și că firmele la care lucrează sau statul vor avea în continuare grijă de ei. De fapt, noi n-am înțeles ce a spus el atunci, dar de-a lungul anilor totul a devenit mu mult mai logic. Văzând ceea ce pierd alții, când s-a urcat înapoi în camioneta lui, chiar în fața magazinului ne-a spus Continuați să munciți băieți și cu cât veți uita mai curând de plată, cu atât vă va fi, vă va fi mai ușor în viața adultă. Folosi... Folosiți-vă munca! Munciți gratis și cum veți găsi soluții pentru a face mai mulți bani decât aș putea eu să vă dau vreodată. Veți percepe lucruri pe care alții nu le pot vedea. Ocaziile sunt chiar sub ochii voștri. Majoritatea oamenilor nu văd niciodată aceste ocazii. Niciodată acest ocazie, pentru că de fapt caută bani și siguranță cu cât se și aleg. Din momentul în care veți observa din prima clipă o ocazie, ocazele veți, veți observa și pe toate celelalte, tot restul vieții. Când veți reuși asta, am să vă mai spun și altceva. Astfel veți evita una dintre. Cele mai mari capcane ale vieții și nu veți mai avea de a face niciodată cu sperietoarea. Mike și, Mike și cu mine ne-am luat lucrurile din magazin și am făcut cu mâna doamnei Martin. Ne-am întors în parc la, ce, la aceeași masă de picnic și am mai petrecut câteva ore gândindu-ne și stând de vorbă. Următoarea săptămână la școală am petrecut-o gândind și stând de vorbă. Vreme de două săptămâni am continuat să reflectăm, să stăm de vorbă și să muncim gratis. După cea de-a doua săptămână, mi-am luat din nou rămas bun de la doamna Martin privind cu jind că album, la albumele de, cu benzi desenate. Cel mai greu îmi era că nu mai câștigam în fiecare sâmbătă cei 30 de cenți pentru a-mi cumpăra benz de senat. Dintr-o dată, în vreme ce doamna Martin ne spunea la revedere mie și lui Mike, am observat că iar făcea ceva ce nu observasem până atunci. Vreau să spun că văzusem, dar nu luasem în seamă. Doamna Martin, Martin tăia coperta albumului cu benzi desenate pe din două. Păstra doar jumătate din copertă și restul l-a aruncat într-o cutie mare de carton maroniu, maroniu. Când am întrebat, am întrebat o ce face cu cărțile acelea de benzi desenate, mi-a mi spus, le arunc. Îi dau dis distribuitorul distribuitorului de benzi senate doar jumătate din copertă ca să știe ce marfă mi-a adus deja. Trebuie să vină cam peste o oră. Mai și cu mine am așteptat tot acest timp. De îndată ce a venit distribuitorul am întrebat dacă nu ne Dă nouă benzile de sănătate la care el ne-a spus, puteți să le luați dacă lucrați pentru acest magazin și dacă nu le revindeți. Parteneria, parteneriatul nostru se născuse. Mama lui Mike avea o cameră în plus la subsol pe care nu o folosea nimeni. Am făcut ordine și am pus. Acolo, sutele de benzi desenate. În curând, biblioteca noastră de benzi desenate a fost deschisă publicului. Am angajat-o pe sora mai mică a lui Mike, ca și bibliotecară, pentru, pentru că îi plăcea să învețe. I-a luat de la fiecare copil 10 cenți pentru accesul în bibliotecă, aceasta fiind deschisă între 2-30 și 4:30 după-amiaza, în fiecare zi de la școală. Clienții, copii din cartier, adică, puteau citi câte benzi desenate doreau în cele două în cele două ore pe, pe care le aveau în dispoziție. Era un chili, era un adevărat chilipir pentru pentru ei, având în vedere că fiecare album costa 10 cenți, dar ei puteau citi 4 sau 5 în 2 ore. Sora lui Mike îi verificat pe copii la plecare ca să se, asigure că nu iau că nu iau cu un promot vreun album. De asemenea, nota nota într-un registru câți copii veneau zilnic, cine erau aceștia, și ce comentarii făceau? Mike și cu mine am strâns cam 9,50 de dolari pe săptămână în următoarele 3 luni. I-am plătit surorii lui un dolar pe săptămână și am dat voie să citească benzile gratis. Ceea ce făcea rare ori, pentru că învăța mereu. Mike și cu mine ne-am ținut de cuvânt, muncind în continuare la magazin și fiecare sâmbătă, și muncind în continuare la magazin, în fiecare sâmbătă și adunând bezile desenate din diverse prăvălii. Ne-am ținut de cuvânt și față de distribuitor, pentru că nu am vândut cărțile. Când se ferfenițeau prea tare, le ardeam. Am încercat să deschidem o nouă, să deschidem o filială, dar, din păcate, n-am mai găsit pe nimeni atât de conștiincios și în care să avem atâta încredere precum sora lui Mike. De la o vârstă foarte fragedă, am descoperit cât de greu este să găsești un personal de calitate. La trei luni după ce deschiseseră biblioteca, în încăpere s-a încins o bătaie, pă, niște derbetei din alt cartier intraseră cu forța și început să răscandal. Tatălui Mike ne-a spus să închidem afacerea asta așa încât povestea cu benzile desenate s-a terminat și n-a mai lucrat sâmbăta la magazin. Oricum, tatăl cel bogat era foarte încântat pentru că aveam bine pentru că aveam alte lucruri noi de învățat. Era fel, fericit pentru că învățaserăm atât de bine prima lecție, învățaserăm să punem banii să muncească pentru noi, ne fiind plătiți pentru munca noastră de la magazin. A trebuit să ne folosim imaginația să găsim o soluție de a face bani, punându-ne pe picioare, propria afacere, biblioteca de benzi desenate, am reușit să deținem control asupra finanțelor noastre și să nu mai depindem de patron. Lucrul cel mai bun a fost că din această afacere ieșeau bani chiar și atunci când nu eram prezenți în fața locului. Banii au muncit pentru noi, vă spunem clar, banii au muncit pentru noi. În loc să, să ne plătească tatăl cel bogat, ne dăduse mai mult. Vai de -mi. Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Parchez mașina, dau milion la spagă. Mă duc la ospătar, mă de 7 milioane, dau 2 milioane spagă. Nu vorbesc cu oricine. Nu bag în seamă pe oricine eu sunt Giovanni Becali, milionari, șmecherul, mafiotul, cum să bagă în seamă pe oricine? Cum să, -n, să n am prestanță? Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Parchez mașina, dau un milion, la spagă. Mă duc la ospătar, mă de 7 milioane, dau 2 milioane, spagă. Nu vorbesc cu oricine. Eu nu bag în seamă pe oricine. Păi eu sunt Giovanni Becani, milionarul, șmecherul, mafiotul. Cum să bag în seamă pe oricine? Cum să, -n, să -n am prestanță? Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Parchez mașina, dau un milion la șpagă. Mă duc la ospătar, mă duc 7 milioane, dau 2 milioane șpagă. Nu vorbesc cu oricine. Nu bag în seamă pe oricine. Păi eu sunt Giovanni Becani, milionarul, șmecherul, mafiotul. Cum să bag în seamă pe oricine? Cum să, n-am să prestanță? Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Parchez mașina, dau un milion la spagă. Mă duc la ospătar, mă de 47 milioane, dau 2 milioane și pagă. Nu vorbesc cu oricine. Nu bag în seamă pe oricine. Păi eu sunt Giovanni Becani, milionarul, șmecherul, mafiotul. Cum să bag în seamă pe oricine? Cum să, -n, să nu am prestanță? Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Parchez mașina, dau un milion la șpagă. Mă duc la ospătar, mă de 7 milioane, dau 2 milioane șpagă. Nu vorbesc cu oricine. Eu nu bag în seamă pe oricine. Păi eu sunt Giovanni Becani, milionarul, șmecherul, mafiotul. Cum să bag în seamă pe oricine? Cum să, -n, să nu am prestanță? Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Parchez mașina, dau un milion la spagă. Mă duc la ospătar, mă duc 47 milioane, dau 2 milioane și spagă. Nu vorbesc cu oricine. Eu nu bag în seamă cu oricine. Eu sunt Giovanni Becani, milionarul, șmecherul, mafiotul. Cum să bag în seamă cu oricine? Cum să n-am presanță? Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Parchez mașina, dau un milion la șpagă. Mă duc la ospătar, mă de 7 milioane, dau 2 milioane șpagă. Nu vorbesc cu oricine. Eu nu bag în seamă pe oricine. Păi eu sunt Giovanni Becali, milionarul, șmecherul, mafiotul. Cum să bag în seamă pe oricine? Cum să, -l, să n am prestanță? Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Parchez mașina, dau un milion la șpagă. Modul duc la ospătar, mă 7 milioane, dau 2 milioane și pagă. Nu vorbesc cu oricine. Nu bag în seamă pe oricine. Păi sunt Giovanni Becani, milionarul, șmecherul, mafiotul. Cum să bag în seamă pe oricine? Cum să, -n, să -n am prestanță? Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Parchez mașina, dau un milion la spagă. Mă duc la ospătar, 47 milioane, dau 2 milioane și spagă. Nu vorbesc cu oricine. Nu bag în seamă pe oricine. Păi eu sunt Giovanni Becani, milionarul, șmecherul, mafiotul, cum să bag în seamă pe oricine? Cum să n-am să prestanță? Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Parchez mașina, dau un milion la spagă. Modul la ospătar, mă milioane, dau 2 milioane și spagă. Nu vorbesc cu oricine. Nu bag în seamă pe oricine. Eu sunt Giovanni Becali, milionarul, șmecherul, mafiotul? Cum să bagă în seamă pe oricine? Cum să, -n, să -n am presanță? Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Parchez mașina, dau un milion la șpagă. Mă duc la ospătar, mă duc 7 milioane, dau 2 milioane șpagă. Nu vorbesc cu oricine. Nu bag în seamă pe oricine. Păi eu sunt Giovanni Becani, milionarul, șmecherul, mafiotul. Cum să bagă în seamă pe oricine? Cum să, -n, să n-am prestanță? Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Parchez mașina, dau un milion la spagă. Mă duc la ospătar, mă duc milioane, dau 2 milioane și Nu vorbesc pe oricine. Nu bag în seamă pe oricine. Păi eu sunt Giovanni Becani, milionarul, șmecherul, mafiotul. Cum să bag în seamă pe oricine? Cum să, -n, să n-am prestanță?